Salut! În vlogul de astăzi o să afli toți pașii pe care trebuie să-i urmezi atunci când vinzi o mașină, astfel încât să scapi de impozitul de la primărie și să nu primești amenzi prin poștă din cauza noului proprietar, dar și cum să scapi de amenzile deja primite din cauza acestuia, în special pentru rovinietă. Așadar, primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când vinzi o mașină este să închei cu noul proprietar un contract de vânzare-cumpărare. Aici vreau să insist și să vă spun ca niciodată, dar niciodată să nu vindeți o mașină fără să încheiați un contract de vânzare-cumpărare, pentru că o să apară foarte multe complicații și nu o să știți apoi cum să scăpați de această mașină. Pentru a încheia acest contract de vânzare-cumpărare, puteți să luați acest model oficial pe care vi-l pun și pe ecran și pe care puteți să-l descărcați de pe site-ul oficial al DR Peciv și pe care o să-l găsiți la mine în descriere, îl printați de acolo, îl completați sau, dacă nu vă știți cu tehnologia, pur și simplu scrieți pe o hârtie datele voastre, datele noului proprietar, datele de identificare al autoturismului, numărul de înmatriculare și seria caroserii, data vânzării, eventual suma pentru care l-ați vândut și neapărat să semnați amândoi. Este suficient pentru a produce efecte juridice. Trebuie să știți că fără un contract de vânzare-cumpărare, indiferent că este oficial sau că este făcut de mână, nu puteți să scoateți mașina de la impozit de la primărie și, la fel, există șanse foarte mari ca ulterior să primiți amenzi prin poștă. N-are rost să vă complicați cu tot felul de tertipuri, cum că nu-i dați cartea mașinii sau nu-i dați a doua cheie în vederea obligării lui, în cazul în care primiți amendă, să plătească amenda, că dacă nu și-o poate înmatricula. Nu faceți asta, pentru că mai rău vă complicați. Cel mai sigur este cu contract de vânzare-cumpărare și după aia o să vedeți că este mult mai ușor. Chiar dacă vinzi mașina în rate sau vreți să faceți schimb de mașini, la fel, faceți un contract de vânzare-cumpărare, iar în cuprinsul acestuia faceți această mențiune că banii vor fi dați în rate până la data D sau că i-am dat un Golf 5 și mi-a dat un Ford Fiesta. Nu contează, important este să aveți o hârtie semnată de amândoi pe baza căreia să se dovedească acest lucru. După ce ați vândut un autoturism și ați întocmit contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul, da, cel care a rămas cu mașina, trebuie să se deplaseze la serviciul înmatriculării și să facă toate formalitățile de transcriere a dreptului de proprietate în termen de 90 de zile, conform următorului articol. Vă citesc. Articolul 11 alineatul 4 din OG 195 din 2002, care spune așa: în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în Registrul Național de Evidență. Pentru această operațiune, noul proprietar este obligat să solicite autorității competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului. Vedeți? Termenul maxim este de 90 de zile, dar pentru a dovedi și pentru a putea calcula acest termen de 90 de zile, trebuie să avem un contract pe care să se scrie data. Iar această obligație de a se prezenta la înmatriculări revine noului proprietar. Tu, cel care ai vândut mașina, ai o singură obligație, și anume să duci un exemplar din contractul de vânzare-cumpărare la primăria unde ai domiciliu pentru a te scoate de la impozit. Și tu, ca vânzător, cu asta ai terminat, pentru că cei de la primărie sunt obligați să te scoată de la impozit, da? Și să trimită o înștiințare către serviciul înmatriculări, SRPCIV, cum că tu ai vândut acest autoturism. O să vă citesc acum și articolul din lege pentru a putea să-l prezentați la primărie în cazul în care întâmpinați dificultăți, deși până acum nu am auzit să fie cazul. Și anume, articolul 11 alineatul 4 indice 1, care spune că organul fiscal, adică primăria, care operează scoaterea vehiculului din evidență fiscală a fostului proprietar, are obligația de a notifica înstrăinarea acestuia
în termen de 5 zile lucrătoare autorității competente de înmatriculare. Deci nu voi vă duceți la înmatriculări să înștiințați, ci primăria este obligată să trimită în 5 zile de când ați dus voi contractul de vânzare-cumpărare către SRP-CIF. După care, următorul pas este acesta. Cei de la înmatriculări, în momentul în care au primit înștiințarea de la primărie, introduc în baza de date toate informațiile din contractul de vânzare-cumpărare ale noului proprietar și din momentul ăla nicio amendă nu o să-ți mai vină ție, pentru că în baza de date o să figureze cel care a cumpărat mașina, chiar dacă el nu se va prezenta să facă toate formalitățile de înmatriculare, acolo o să fie o mențiune cu domiciliul lui, cu CNP-ul și cu toate datele pe care le-ați trecut voi în contractul de vânzare-cumpărare și dacă poliția face o verificare, o să vadă că ați vândut mașina, inclusiv cei de la CNAIR o să vadă acest lucru și toate amenzele pentru rovinietă, în cazul în care acesta circulă fără rovinietă, vor fi trimise noului proprietar. Voi ați scăpat foarte simplu. Bun, în continuare, chiar dacă în baza de date apare numele noului proprietar, acesta are dreptul să mai circule pe drumurile publice acel termen de 90 de zile de când a semnat contractul de vânzare-cumpărare, timp în care el trebuie să facă toate formalitățile necesare. Dacă nu face acest lucru, după 90 de zile, înmatricularea autovehiculului se suspendă automat în baza de date. Asta înseamnă că dacă după acest termen el o să circule pe drumurile publice cu acest autovehicul, având înmatricularea suspendată, va primi o amendă de 1305 lei cel puțin și se va reține certificatul de înmatriculare până când se va prezenta la înmatriculări și va face toate formalitățile necesare transcrierii dreptului de proprietate. Pentru că această suspendare a înmatriculării este o prevedere care a fost introdusă de câțiva ani în legislația din România și care simplifică foarte mult această procedură. Vedeți cât de simplu este acum. Nu trebuie să mai umblați, să vă rugați de el. Haide, domnule, înmatriculează-ți mașina că te rog eu, că uite că îmi vin amenzi. Nu, e foarte simplu. Tu ai dus contractul de vânzare-cumpărare la primărie și totul se introduce în bază de date. Foarte simplu. Atenție, a nu se confunda. Suspendarea înmatriculării, care este contravenție și primește amendă șoferul, cu conducerea unui autovehicul nenmatriculat. Aia este faptă penală, este cu tot și cu totul altceva. Bun, acum o să vină unii care o să mă întrebe, dar Tavi, stai puțin, că sunt tot felul de samsari, de intermediare, ce facem dacă el o vinde altcuiva și ăla o vinde altcuiva și tot așa? Păi ce facem, acest termen de 90 de zile se tot prelungește la infinit? Nu, pentru că legiuitorul a luat în calcul și acest lucru, iar aici intervine următorul articol, și anume articolul 11, alineatul 4, indice 4, care spune așa, în cazul în care până la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, termenul prevăzut curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate. Deci, se calculează de la prima vânzare. Chiar dacă ei îl vând succesiv, samsarul îl duce în piață, îl vinde unul de la Suceava, ăla de la Suceava îl pune pe internet, îl vinde la unul de la Constanța, și tot așa, acest termen de 90 de zile se calculează de la data în care proprietarul din acte a făcut contract de vânzare-cumpărare și l-a vândut primului proprietar. Și acest termen de 90 de zile se va calcula din data respectivă și indiferent câți cumpărători sunt ulterior, după 90 de zile, acel autoturism o să apară în baza de date cu înmatricularea suspendată, iar cel care va fi oprit în trafic, indiferent că e al 5-lea, al 7-lea proprietar, va fi sancționat contravențional și se va reține certificatul de înmatriculare până când va transcrie autoturismul. Așadar, iată încă o dată cât de necesar este un contract de vânzare-cumpărare, chiar dacă ați dat autoturismul unui intermediar, unui samsar, pentru că altfel nu se poate calcula acest termen de 90 de zile, fără să fie o hârtie pe care să scrie exact că a fost vândut în data de 10 ianuarie.
Bun, acum să trecem la următorul capitol al acestui vlog și anume ce faci dacă totuși ai vândut acest autoturism și între timp, da, poate chiar a doua zi sau a treia zi, noul proprietar a primit o amendă pentru rovinetă în principal și vrei să te scapi de ea, că el zice că nu vrea să te mai plătească. Ei bine, în acest caz, trebuie să contești procesul verbal de constatare a contravenției în termen de 15 zile de când l-ai primit în poștă. Plătești o taxă de timbru de 20 de lei, mergi la judecătoria unde ai domiciliu, faci o plângere contravențională simplă, da, unde spui că soliciți anularea procesului verbal și atașezi o copie după contractul de vânzare-cumpărare, vedeți, revenim la ceea ce am insistat până acum, iar judecătorul va vedea că tu, în momentul în care a fost întocmit procesul verbal, nu mai aveai în posesie acel autoturism. În cazul în care nu ai un contract de vânzare-cumpărare, există și aici o modalitate, dar pentru că nu ai un contract pe care să-l atașezi și să dovedești foarte ușor transferul de proprietate, va trebui să duci 1-2 martori care să susțină faptul că tu ai vândut mașina și cui ai vândut-o, să ai și datele persoanei respective, pentru că dacă nu știi cui ai vândut-o, așa cum se întâmplă uneori când vin oameni la poliție și spun, domnule, opriți-l voi în trafic și identificați cine conduce mașina. Păi dacă el o conduce la Constanța sau la Suceava, nu știm nimic despre el, unde este, cine conduce această mașină, nu prea mai ai ce face și o să fii bun de plată pentru acele amenzi. Iar acum vreau să mai lămuresc o altă problemă pe care o întâlnesc foarte des la persoanele care vând autoturisme și anume aceea că ați fost un pic mai naivi și ați avut încredere în cel care a venit să vă cumpere mașina, v-ați bucurat că ați scăpat de ea și că ați primit banii și ați dat-o fără să întocmiți acel contract de vânzare-cumpărare și bineînțeles că acum aveți probleme, mașina a fost vândută la a treia, la a patra mână, nu mai știți unde se află aceasta, nu mai știți cine este noul proprietar și nu puteți să scoateți nici de la impozit și vă vin regulat amenzi, în special pentru rovinietă. Ce este de făcut în acest caz? Ei bine, în această situație există o singură modalitate legală și anume să mergeți în instanță și să cereți radierea din oficiu autoturismului. Pentru această procedură vă recomand un avocat pentru că s-ar putea să fie un pic de umblat și judecătorul va analiza dacă o să puteți dovedi că ați vândut autoturismul și că nu-l mai aveți în posesia voastră, sunt șanse foarte mari ca judecătorul să dispună radierea din oficiu autoturismului. În momentul ăla, sentința se comunică serviciului de înmatriculări și se va face mențiune în baza de date cum că autoturismul este radiat. Iar cel care va fi identificat ulterior în trafic conducând autoturismul va fi cercetat pentru infracțiunea de conducere unui autovehicul neînmatriculat sau radiat, ceea ce este faptă penală. Știu că poate sună un pic nedrept pentru noul proprietar, care poate este de bună credință, el fiind la a cincea sau a șasea mână, dar asta este singura modalitate legală. Ăsta a fost vlogul de astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că informațiile v-au fost utile, iar dacă voi considerați că trebuie să le afle și alte persoane, distribuiți-le să ajungă și la prietenii voștri. Iar dacă vrei să vezi și alte informații utile, abonează-te și apasă și clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când postezi și în funcție de subiectul dezbătut o să-ți alegi tu ce vrei să vezi și ce nu. Până atunci vă mai las aici câteva videoclipuri pe care să le vedeți, iar până data viitoare fiți de bună credință și nu vindeți niciodată autoturisme fără contract de vânzare-cumpărare.